Da, bă, bine găsit la un nou episod de The Minecraft, numărul 27. Și m-am gândit, bă, nu prea am beacon-uri. Așa că, cum puteți observa, pe ecranul meu de față scrie terminat aici sus, dacă nu vedeți, uitați. Aici, vă dau eu zoom, poate vedeți. Cum vedeți, am toate materialele afară de coral, dar eu de fapt am, dar nu sunt d-alea dead. Hai, când o să le pun pe jos, o să fac automat, așa că nu-mi iasă problemă. O să mă să pun repede într-un shulker tot ce vedeți voi aici. Iar o să mă să caut în Nether un biome pe care se numește Salt Sand Valley și să aibă un fortress. Că dacă n-are niciun fortress, e cam degeaba, să fiu sincer. Din ce am înțeles eu, Salt Sand Valley se spawnează cel mai mult, pentru că nu o să trebuiască să pui tu așa de multe blocuri. Dar oricum, noi nu o să punem blocuri cum am făcut sezonul trecut. Nu o să mai stau 7 săptămâni întreagă să pun slab-uri peste tot. De data asta am 3 pickaxe-uri cu eficiență 5 cu unbreaking. Păi bine, cum puteți deja să vă și gândiți, TNT-uri, materiale, cred că mă o să mă duc să minez deasupra Nether-ului, gen traturile astea, câteva, vreo 5-6 blocuri ca să nu bubuie. O să minez dita mai perimetru, iar după ce să credeți că o să fac? O să construiesc dita mai TNT după-ru și o să radă tot. Bine, în afară de lavă, că lava o să mă chinu eu după să o scot, dar asta nu e niciun fel de problemă. Cum puteți observa, aici este un Salt Sand Valley cu dita mai fortress-ul. Și ce o să trească eu să fac? E bine să notez coordonatele, pentru că nu știu cum ar trebui să fac. În primul rând ar trebui să iau un punct de reper unde să fie mijlocul. Și mijlocul ori acolo, ori acolo cred că o să fie. După să mă în sus și să mă duc 100 și ceva, 128 de blocuri din fiecare parte, să conectez toate tunelele și pot să mă apuc să minez acele 5, 6, 7, 8 câte o fi de straturi. Și după TNT-uri o să-și facă treabă și o să vină în jos, o să distrugă totul, dar eu o să fac înainte în așa fel să păstrez aceste două construcții. O să le iau cu lightmatica și o să le pun fix la fel ca să știu cam unde ar trebui să fie și partea asta, dar și această parte, și cred că aici e mai degrabă, pentru că eu știu că aia de sus merge cel mai bine, adică acest lucru, această parte. Voi o să scap odată de voi, fătu-vă în gură, vă uitați așa la mine ca la prăști, ca la prăști, doamne, ca la prăști. Pună toată partea asta, perfect, nu? Eu dacă scot asta, ok, e cu un bloc mai sus, niciun fel de problemă. Uite, acum e perfect și am pus de ăsta în locul ăsta.
Da, s-a glitchuit ăsta, cum se numește, replay mode-ul și eu am spart puțin mai mult, cum puteți observa. Dar nu știu de ce, când i-am dat să se randeze, nu a randat totul, chit că eu am stat jumătate de oră să pun toate căsuțele alea. Acum ar trebui ca să o vadă frumos, nu înțeleg de ce, dar da, asta am minat deocamdată. Nu mai am pickaxe-uri, deja cum puteți observa, 3 pickaxe-uri, nici măcar un rând, măcar o platformă de asta. Deci cred că o să fie cazul să mă mai fac cel puțin 4-5 pickaxe-uri. Am toate astea, ne apucăm de ele și ne apucăm iar de treabă și sper că de data asta, dar de fapt nici nu o să mai pun cu replay mode-ul dacă nu merge, dacă s-a glitchit, nu mai vreau să se întâmple. O să pun un speedrun până sparg toate alea. Asta este, o să dureze puțin mai mult decât m-aș fi așteptat, să fiu sincer. A luat ceva doar să sparg perimetrul ăla, a luat vreo 40 de minute. Așa că e ijale, ce mai? Ok, se poate observa. 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Le-am găsit și eu prin cufere, pentru că, da, știți că am fost la o grămadă NCT-uri. Doar unul i-am pus eficiență 5 și după mi-am dat seama, bă, de eu sunt oricum doar o carte eficiență 4 mai aveam ca să le combin. Și după mi-am dat seama, bă, e nedărec. Eu pot și cu eficiență 4 să sparg la fel de rapid. Așa că, uitați, eficiență 5, da? Vom, eficiență 4. Și vreau, deci e nedărac, e ok. Așa doar ne-am pus mending. Da, hai să ne apucăm de treabă pentru că, bă, mă, cred că e de treabă aici, așa că, let's go!
Ok, cred că este nu știu câta tură în care o să trebuie să mă o să îmi repar și uneltele astea, pentru că cât să mai stai cu ele, domne, uitați și voi cât am săpat. Și am preferat să nu vă pun chiar tot ce sap, pentru că ar dura prea mult. Aici partea asta trebuie să acoperă, nu e, poate din greșeală. Și ca să vă gândiți, toată partea asta are doar două din patru, gen partea 1 și partea 2. Că partea 3 și partea 4 acum o să vină. Dar în urmă de asta, cum am zis, cred că trebuie să mă usăm repar iar asta, pentru că nu se mai poate, domne, nu mai pot să sac cu ele, vorba aia.